Bună, eu sunt Adela de la Vanilla Moon Books și astăzi este timpul să aflăm cine a câștigat exemplarul din Puff, pinguinul rătăcit, o poveste de Crăciun de Roxana Truța. Pentru asta voi folosi site-ul YouTube Random Comment Picker. O să copiez linkul concursului la care v-ați înscris cu toții. Pentru cei care nu-și amintesc, regulile erau să fiți din România, să aveți acordul părinților în cazul în care sunteți minori, pentru că va trebui să-mi dați mie adresa fizică în care să vă trimit pachetul. Iar regula principală era să fiți abonați și să dați neapărat un comentariu în care să menționați atât faptul că participați, cât și care este povestea sau cartea voastră preferată de Crăciun. Prin urmare, îmi rezerv dreptul de a elimina din concurs orice potențial câștigător care nu a respectat aceste reguli. Voi copia linkul de la concurs în această căsuță și voi da load comments. Să verific puțin dacă încă se înregistrează și cred că da. Iar acum acest site pur și simplu încarcă toate comentariile lăsate la acest clip. În total au fost 427 de comentarii, câteva dintre ele au fost duplicate și acest lucru se datorează faptului că ați mai putut să mai adăugați câte ceva și nu ați știut că există butonul de edit, dar acest program selectează pur și simplu mai degrabă persoana decât comentariul în sine, adică nu au mai multe șanse persoanele care lăsă mai multe comentarii. Prin urmare, nu aveți ce să vă faceți griji că doar fi ceva corect aici. Vă voi apăsa acest buton randomly pick winner și o să aflăm cine a câștigat. Ok, și câștigătoarea este Daniela Vulpe, care spune că povestea e preferată pentru Crăciun, se numește Povești pentru vacanța de Crăciun. Este comentariul cu numărul 116, cred că acest număr reprezintă numărul comentariului. Și Daniela Vulpe, adresa mea de e-mail este vanillamoonbooks@yahoo.com și o ai și în descriere. Rugămintea mea este ca în termen de 2 zile să îmi trimiți un e-mail la acea adresă în care să îmi spui care este numele tău complet, așa cum este un buletin, și adresa completă la care să-ți trimit acest premiu. În cazul în care nu ai buletin, va trebui să-mi dai numele unuia dintre părinții tăi. Și pentru ca să fiu sigură că tu mi-ai trimis datele și nu altcineva care pretinde că ești tu, după ce trimiți mail-ul, te rog să lași un comentariu la această adresă. Și în continuare am un anunț foarte fain pentru voi, așa că o să ne mutăm puțin la un decor mai potrivit pentru acest anunț. Probabil ați aflat asta deja pentru că toți colegii mei, cred de fapt că toți colegii mei au anunțat asta deja, dar e cazul să fac și eu un anunț oficial, și anume faptul că și anul acesta vom organiza BookTube Secret Santa, și anume suntem mai mulți booktuberi români care vom face schimb de cadouri între noi. Știm doar persoana căreia îi vom face cadou, însă nu știm cine ne face nouă cadou. Deci o să fie ceva super interesant, ne-am stocărit între noi să vedem cam ce gusturi are fiecare. Și eu am făcut deja cadoul și l-am expediat. Urmează să le primim în cursul săptămânii viitoare, probabil, iar pe data de 24 decembrie fiecare dintre noi va deschide cadoul în fața camerei și va urca clipul pe YouTube spre încântarea voastră și a noastră, a colegilor. Booktuberii participanți vor fi, în afară de subsemnata, Alina de la Cărți Plus Alina, care a organizat evenimentul atât anul acesta cât și anul trecut, precum și Cristina de la Cristina98P, adică autoarea Cristina Voncea, Daniela Floarei, Sandra și Evelina de la The Hereabouts, Gabriel Sârbu, Irina de la Irina Citește, Mălina sau Yuki, Oxy de la Oxy Show și Diana de la Diana Loves Books. V-am lăsat link-urile canalelor lor în descriere în cazul în care nu-i cunoașteți încă. Știu că foarte mulți dintre voi sunteți noi în domeniul BookTube România, așa că dacă vă întrebați care sunt ceilalți booktuberi care fac clipuri despre cărți, îi puteți găsi în descriere și vă recomand din tot sufletul să le încercați canalele. Fac clipuri super faine toți și merită un subscribe de la voi. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la acest canal, apăsând butonul de subscribe de mai jos, să dați un thumbs up în cazul în care v-a plăcut și v-am pupat! Read on! Bye!